Neveu l a provocat pe Alex Bobicioiu la o luptă în cușcă. Fost adversar al lui Iancu și a lucrat dragostea pentru Simina Loica și uitați că avem marele meci mâine pe 21 februarie dintre Neveu și Alex Bobiceu. Tu cine crezi că o să câștige? Haide să vedem de la ce a pornit totul și care sunt șansele pentru cei doi în următoarea perioadă. Adică de fapt mai exact în bătălia de mâine sau astăzi depinde când vezi tu acest videoclip. Altercația dintre cei doi bărbați ar fi pornit în ultima perioadă mai exact în ultimele două luni, de când Ovidiu Neveu a început să-i trimită mesaje siropoase siminei. Lupta dintre Neveu și Bobiceu se anunță a fi una incendiară în viitoarea gală Erxiev care va avea loc mâine, pe 21 februarie. Mai mult, Neveu i-a spus Simine Loica că e îndrăgostit de ea, dându-i de înțeles că la brațul lui ar sta cel mai bine, el fiind cel mai bun bărbat pentru ea, făcând referiri la Zănoagă și la Bobiceu. Fosta concurentă de la puterea dragostei a mărturisit totul despre sentimentele pe care le-ar avea Neveu pentru ea. Simina a confirmat că Neveu o caută, însă din partea ei nu există vreo șansă către ceea ce își dorește el. Mi-a spus că mă iubește, dar pe mine nu mă interesează. Mai mult pe Bob îl deranjează faptul că nu mă lasă în pace, a comentat Simina, în timp ce Alex Bobiceiu a spus că nu va lăsa lucrurile așa. Drept dovadă oficial egale, RXF, a anunțat că Bobiceiu se va bate cu neveu în ring. Alexandru Bobiceiu a ieșit mari de învingător în lupta corp la corp cu Zănoagă. Zănoaga a fost cel care l-a provocat pe Bobiceu în urmă cu câteva luni după ce Simina, fosta lui soție, s-a hotărât să-și găsească alinarea în brațele actualului iubit. La câteva ore după meciul decisiv, actualul iubit al Siminei Loica a postat un mesaj de mulțumire pe contul său de Telegram. Mulțumesc celor care m-au susținut și mi-au fost alături până la final.